Banca Națională prognozează continuarea creșterii prețurilor din cauza deprecierii monedei naționale, potrivit instituției, slăbirea leului moldovenesc de la începutul acestui an, presiunile inflaționiste care în perioada următoare prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior prin efectele de runda a doua, determină indicele prețurilor de consum să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta inflaționistă de 5%. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă, principale parteneri comerciale externe ai Republicii Moldova, induc riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt prin intermediul canalului comerțului extern și al remiterilor populației.